Oamenii de știință au dezvoltat o sursă de energie care ar putea permite astronauților să trăiască pe lună. Universitatea Bangor a proiectat celule de combustibil nuclear, de dimensiunea semințelor de mac, pentru a produce energia necesară pentru a menține viața acolo. Oamenii de știință au dezvoltat o sursă de energie care ar putea permite astronauților să trăiască pe lună pentru perioade lungi de timp. Programul Artemis, condus de NASA, speră la un avanpost pe lună până în jurul anului 2030. Universitatea Bangor a proiectat celule de combustibil nuclear de dimensiunea semințelor de mac pentru a produce energia necesară pentru a menține viața acolo. Profesorul Simon Middleburg de la universitate a spus că munca a fost o provocare, dar a fost una distractivă. Profesorul Middleburg de la Nuclear Futures Institute a spus că echipa speră să testeze complet combustibilul nuclear în următoarele câteva luni. În anumite părți ale lunii, temperaturile scad până la minime uluitoare de minus 248 de grade Celsius, deoarece nu are atmosferă care să încălzească suprafața. Cercetătorii tocmai au trimis micuța celulă nucleară de combustibil, cunoscută sub numele de Trisofuel, pentru testare. Această celulă Trisofuel ar putea fi folosită pentru a alimenta un microgenerator nuclear creat de Rolls-Royce. Luna, care este văzută de unii ca fiind poarta de acces către Marte, conține o mulțime de resurse valoroase necesare pentru tehnologia modernă. Speranța este că ar putea fi folosită drept o trambulină pentru a ajunge la planetele de dincolo. Relatează alefnews.ro.